Creștinismul este și a fost întotdeauna o religie, o credință revoluționară. Conceptele ei filosofice, politice, sunt total contrare cu ceea ce înseamnă normele umane. Pentru că sursa înțelepciunii a creștinismului, ca și sistem de gândire, nu este o sursă umană, ci o sursă divină. Ca tare, creștinul nu are cum să ajungă la aceleași concluzii, nici măcar filosofic, social, politic, ca și omul firesc. De fapt, această realitate a faptului că creștinismul schimbă felul nostru de a gândi, această realitate este total adevărată pentru toate aspectele vieții noastre. Nu doar pentru aspectele religioase sau pentru aspectele spirituale, ci toate sferele vieții noastre sunt profund, total schimbate și transformate de înțelepciunea Domnului nostru Iisus Hristos, care permează în lăuntrul nostru, în mintea noastră, în gândirea noastră. Și felul în care ne gândim despre viață, felul în care ne gândim despre familie, felul în care ne gândim despre societate, despre politică, despre protest, despre absolut orice, va fi radical diferit de felul în care se gândește omul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Creștinismul are o perspectivă antifirească, antinaturală, dacă vrem să vorbim, în absolut toate sferele vieții și toate sferele societății, inclusiv sfera politică, care este așa de dezbătută în ziua de astăzi. În România, oricum, este spor național politic. Câtă politică se face în țara aceasta, nu se face cumulat în toată lumea. Câte canale de politică și de talk show-uri politice sunt în țara aceasta. Că dacă s-ar schimba toate canalele de talk show politic în canale educaționale, am fi cea mai educată țară din lume. Și în zilele acestea, în care oamenii au ieșit în stradă, politica pare să fie singurul subiect care se poate discuta. Singurul lucru care mai este de interes național. Ba mai mult și de interes religios, se pare. Această dimineață aș vrea ca să am și eu un scurt cuvânt, o scurtă teologie a guvernării și autorității, în care să vedem care este conceptul creștin referitor la filosofia guvernării, la filosofia autorității. Și să vedem că conceptele creștine despre aceste lucruri sunt într-adevăr revoluționare. Creștinul așteaptă ceva de la Dumnezeu care depășește cu mult ceea ce se cere în stradă în zilele acestea. Și creștinul gândește într-un fel în care cei care sunt astăzi în stradă nu pot să gândească. Creștinul are o perspectivă și motivații total diferite decât cetățeanul de rând. De la începutul istoriei și până în zilele recente, până în ultimii câteva sute de ani, religia și politica au fost extrem de aproape împachetate. De multe ori a fost același lucru. Religia a fost o religie de stat și statul a depins de religie pentru puterea ei. Cele două existând într-o relație simbiotică. Pe vremea lui Cezar am văzut că Cezar pretindea că el este un zeu. De multe ori, cei care guvernează încearcă ca să ascende la nivelul religios și să intre în sfera duhovnicească. Sau, dacă ne uităm în istoria Europei, vedem că imperiile care au existat în istoria Europei întotdeauna au fost bine închegate, bine strânse cu conducerea politică. Împărații erau puși pe tron și încoronați în cadrul unei ceremonii religioase.
Și biserica, împreună cu guvernarea politică, formau centru de putere. Cele două întotdeauna au mers foarte bine strânse. Dacă ai vrut ca să deții putere în societate, te făceai, dacă puteai să te faci, că de multe ori se moștenea puterea politică, ori politician, ori pop. Și așa a rămas și astăzi până la urmă. Cei care vor ca să pună mâna pe putere în societate, să duc ori în sfera politică, ori în sfera religioasă. Creștinismul, în schimb, vine cu o filosofie a guvernării extrem de radicale. Și Domnul nostru Iisus Hristos ne arată că cele două sunt două sfere distincte, care au de a face una cu alta, dar până la urmă sunt independente. Că guvernarea este un concept abstract, dar real, care Dumnezeu l-a lăsat și că guvernarea este legitimă indiferent de religie. În Marcu 12, Domnul Iisus Hristos are de a face cu niște iudei care încearcă să-L prindă într-o capcană. Și dacă vrei ca să prinzi pe un om într-o capcană, până la urmă, politica este un loc foarte bun ca să faci lucrul acesta. Și vedem aici că se trimit câțiva dintre farisei și dintre irodieni. Și asta este interesant de văzut, pentru că aici avem, de fapt, două partide care erau contra unul la altul. Unii colaborau cu Imperiul Roman. Lucrau mână în mână cu Imperiul Roman. Alții încercau ca să dărâme Imperiul Roman. Erau subversivi. Și aceștia vin împreună ca să-i pună o capcană politică Domnului Iisus Hristos, da? Așa de mult îl urau pe Domnul Iisus Hristos, încât două partide, de dreapta și de stânga, se duc împreună și se duc la Domnul Iisus Hristos și zic, îi pun o întrebare capcană. Și întrebarea este despre plătirea taxelor. Și întrebarea este capcană pentru că cei care țineau cu Roma, știau că dacă Domnul Iisus Hristos spune să nu plătiți taxe, romanii îl vor omorâ. Și cei care erau împotriva Romei știau că dacă Domnul Iisus Hristos va spune să plătiți taxe, poporul nu-l va mai susține. Și cumva își ziceau, orice răspunde omul acesta, el este prins într-o capcană și gata, s-a terminat cu el. Pentru că în mintea lor, problema aceasta a religiei, a credinței și a guvernării politice erau bine strânse. Ei însăși aveau aspirații politice. Evreii care vroiau independență de la Roma, nu vroiau așa de mult independență religioasă, cât vroiau ca ei, cei religioși, da, preoții și fariseii, să fie puterea politică. Asta era problema lor. Ei puteau să meargă la templu, ei puteau să închine, ei puteau să țină sabatul, să țină legea decalogul. Romanii n-aveau nicio treabă cu religia lor. Problema era că ei credeau dreptul lor religios să dețină controlul politic. Și ziceau, nu-i normal ca Cezar, care se consideră un zeu, care este un păgân, să aibă autoritate peste noi și peste poporul nostru. Dacă cineva va nenoroci poporul acesta, gândeau fariseii, noi o să-l nenorocim, nu romani. Dacă cineva o să călărească poporul român, noi îl călărim. Nu Uniunea Europeană, nu alții. Se duc la Domnul Iisus Hristos și au venit și i-au zis, învățătorile, știm că ești corect. Fără să-ți pese de nimeni, că nu cauți la fața omului, ci înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr. Și întrebarea, să cuvine să plătim taxe, tribut cezarului sau nu? Să plătim sau să nu plătim? Și Marcu zice, el însă, înțelegând ipocrizia lor, le-a zis, de ce mă puneți la încercare? Aduceți-mi un denar, adică un ban, o monedă, să-l văd. Ei au adus și Iisus i-a întrebat, chipul acesta și inscripția aceasta ale cui sunt? Și ei au răspuns, ale cezarului, i-au răspuns ei. Iisus le-a zis, dați deci cezarului ce este al cezarului, iar lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Și acum uitați reacția lor. Ei au rămas
uimiți de el. De ce au rămas uimiți? Pur și simplu că era un răspuns așa de inteligent, așa de subtil încât a rezolvat trucul lor? Sau pentru că ceea ce spune este așa de revoluționar în gândirea lor încât ei nu pot percepe o asemenea filosofie a guvernării? Contextul este acesta. Acest tribut despre care se vorbește era echivalentul unui denar, echivalentul unui zi de muncă care trebuia periodic dat către statul roman. Și era exact acest tribut, această taxă care se dădea de fiecare cetățean care finanța forțele romane care ocupau Israelul. Practic, ceea ce cerea cezarul de la ei era prin lege ca ei să plătească să fie asupriți. Și în mintea lor era total absurd să facă lucrul acesta. Cum să plătim această taxă instaurată de un conducător abuziv prin care el își finanțează armata care ne ține sub controlul lui? Și Domnul Iisus vine și spune: ce a cezarului a cezarului, ce ai lui Dumnezeu a lui Dumnezeu. Nu le încurcați cele două sfere. Și asta pentru ei este ceva de uimit. Le dă un model, le prezintă un model total inedit pentru a gândi despre guvernare și despre autoritatea civilă. Total diferit. Și anume o separare între religie și stat. Hristos recunoaște autoritatea lui Cezar, chiar dacă Cezar nu recunoaște autoritatea lui Dumnezeu. Asta este cumva problema noastră în ziua de astăzi. Noi tot așteptăm ca cei care ne guvernează să fie pocăiți ca noi să ascultăm de stat. Și Hristos spune: hei, stai un pic, aceste două sunt distincte. Dumnezeu lucrează prin aceste două sfere în moduri distincte. Dumnezeu l-a pus pe Cezar acolo cu un scop și tu ai obligația ca să-i dai lui ce este a lui prin lege. Și în același timp, în sfera religioasă, există aspecte religioase, aspecte duhovnicești și tu datorezi ascultare față de Dumnezeu în această sferă. Cele două nu se anulează una pe alta. Mențiune. Asta nu înseamnă că Hristos recunoaște că Cezar sau guvernul are o autoritate finală dincolo de Dumnezeu, ci pur și simplu că guvernul nu este conștient sau recunoscător de autoritatea lui Dumnezeu. În cele din urmă, autoritatea finală este a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu deleghează, dă autoritate în diferite sfere, prin diferite instituții. În familie, prin părinți, în biserică, prin presbiteri, în societate, prin guvern. Și Domnul Iisus spune că fiecare trebuie ca să recunoască autoritatea deasupra lui în fiecare sferă distinctă. Și ca și cetățean, ai responsabilitatea să recunoști această autoritate, chiar dacă nu ți se pare extrem de duhovnicească. Și o autoritate mai anti-Dumnezeu, mai anti-duhovnicesc decât Cezar, nu era posibil. Și Domnul Iisus Hristos spune, în sfera aceasta, unde chipul lor e pe bani, unde ei scriu legile, trăiești după regulile lor. Și în sfera lui Dumnezeu trăiești după regulile, în sfera religioasă trăiești după regulile lui Dumnezeu. Vom vedea că la un moment dat aceste două intră în conflict. Dar cât timp ele nu sunt în conflict direct, creștinul are responsabilitatea să recunoască aceste autorități distincte. Ce ne învață Biblia despre guvernare sau despre autoritatea civilă, despre autoritate în general? Biblia ne arată foarte clar, conceptul de autoritate este unul de la Dumnezeu. Dumnezeu a inventat ideea de autoritate și ideea de guvernare, da? Nu oamenii de știință politică. Dumnezeu a inventat lucrul acesta. De fapt, orice relație care implică autoritate și supunere, care implică conducere sau guvernare și ascultare, până la urmă, își are rădăcina în ceea ce Dumnezeu a poruncit și are scopul și rolul de a fi un tablou prin care se arată relația de autoritate între Dumnezeu și creatura Lui.
Ați înțeles? Orice relație în care există autoritate și ascultare, guvernare și supunere, copil-părinte, soț-soție, sau soție-soț, da? Mai bine spus, enoriaș-prezbiter, prezbiter-Hristos, toate relațiile acestea de guvernare, de autoritate și de supunere au scopul de a picta un tablou despre realitatea că există un suveran care deține toată autoritatea. De aia există guverne, de aia există familii, de aia există soțul ca capul familiei, de aia părinții sunt autoritari peste copii, de aia prezbiterii trebuie să conducă adunarea și așa mai departe, da? Pentru că toate acestea vestesc un mesaj. Autoritatea aceasta s-a dat la unul care deține toată autoritatea. Și fiecare în sfera lui, în pătrățica lui, proclamă această realitate prin exercitarea autorității care Dumnezeu i-a dat-o sau prin exercitarea responsabilității de ascultare care Dumnezeu i-a dat-o. De exemplu, o femeie poate fi prim-ministru și să exercite autoritate fantastică în Parlament. Când ea spune una, tot să tac. Și când merge acasă, când soțul spune una, ea să tac. Ați înțeles? Sfere diferite. Și o femeie care înțelege lucrul acesta se va comporta total diferit. Un bărbat care este președintele unei țări. Când intră în biserică și păstorul vorbește, el tace. Pentru că înțelege că în biserică el nu-i președinte. El e enoriaș. Nu este sfera lui de autoritate. Și prin acest comportament, prin aceste relații de autoritate și de ascultare, să vestește un mesaj și anume că există o relație de autoritate supremă și de ascultare care trebuie manifestată din partea creaturii lui Dumnezeu. Ăsta este scopul. De aceea a inventat Dumnezeu ideea de autoritate și de supunere. De aceea a inventat ideea de căsătorie. De aceea a inventat biserica. De aceea a inventat totul. Totul există să comunice slava lui Dumnezeu, inclusiv guvernarea, politica și toate acestea. Toate. Că ele sunt corupte, că păcatele noastre au stricat aceste lucruri, este total adevărat. Dar scopul lor este să comunice un mesaj despre ce înseamnă autoritatea supremă a lui Dumnezeu. Și vedem acest lucru începând de la creație, da? În Geneza 1 cu versetul 28 vedem că li se dă această poruncă lui Adam și Eva. Fiți roditori și înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l, domniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste toate viețuitorile care mișnă pe pământ. Ce zice Dumnezeu? Sfera voastră de autoritate este peste acest pământ, da? Vă înmulțiți, domniți peste el, îl administrați, domniți peste animale, peste tot ceea ce trebuie administrat. Voi sunteți în control, voi aveți autoritate ca să administrați aceste lucruri și eu sunt în control peste voi. Da? Deci din start, din Geneza, vedem această relație de unul cu autoritate supremă, suverană, care dă o autoritate limitată creaturii sale ca ei, oamenii, Adam și Eva, să domnească peste creatura care Dumnezeu a pus-o sub ei. Da? Deci de aici începe acest concept. Și această realitate nu este ceva negativ. Această idee de autoritate. În mintea noastră a intrat această idee că autoritatea este ceva negativ. Și că supunerea este ceva... Da? Din cauza că s-a pervertit această idee, din cauza că de multe ori cei care au autoritatea drept de la Dumnezeu abuzează de ea, autoritate și supunere, conducere și supunere au devenit idei murdare în mintea noastră. De aceea soțiile nu vor să se supună, pentru că cred că asta înseamnă a fi maltratată, asta înseamnă a fi lipsită de valoare. Și nici bărbații nu vor ca să fie autoritari, adică să se asume responsabilitatea. Să zic că eu am o chemare și am o autoritate de la Dumnezeu și eu trebuie să conduc în familia mea. De aceea am biserici. Lumea nu vrea să se supună. Cum adică eu să ascult de fratele păstor?
Dar de ce sunt preferințele lui mai importante decât preferințele mele? Păi nu sunt. Doar dacă preferințele lui sunt preferințele lui Dumnezeu. Atunci păstorul plus Dumnezeu, majoritatea tot timpul. Să fie toată adunarea generală împotrivă. Păstorul plus Dumnezeu întotdeauna fac majoritate. Să fie foarte clar. Dar a devenit ceva, o insultă, când spui unui membru în biserică, frate, fii ascultător, fii supus cuvântului. Dar cine sunteți voi ca să-mi spuneți mie? Eu nu sunt nimeni. Eu sunt un simplu slujitor, o slugă a suveranului care are toată autoritatea. Și într-o sferă și pentru un moment mi-a delegat mie această autoritate pentru el. Este ceva urât în ziua de astăzi să vorbești despre autoritate și despre supunere. Dar nu trebuie să fie. Evanghelia are rolul de a restaura toate aceste lucruri. De a lua toate lucrurile care au devenit murdare și urâte din pricina păcatului și de a le mântui din această situație. De aceea Apostolul Pavel, când vorbește la un moment dat despre femei și despre rolul lor, și spune că femeia va fi mântuită prin naștere și creștere de prunci. Știți ce spune Pavel? Pavel nu spune că ea va merge în cer pentru că a făcut prunci mulți. Asta este o aberație. Contextul în care vorbește Pavel este că femeia era disprețuită în societate. Că ea nu dădea nimeni doi bani. Și Pavel zice, hei, prin a fi o mamă creștină, răscumperi prin Evanghelie valoarea ta în familie, în societate. Ai un țel în viață, un scop în viață. Și nu contează dacă ceilalți nu văd acest lucru, în ochii lui Dumnezeu, tu când îți împlinești rolul tău în viață, ai valoare. Și în felul acesta vei fi mântuită de disprețul care se aruncă asupra ta prin faptul că ești o mamă și o soție credincioasă. Prin felul acesta vei fi mântuit din situația în care te afli. Ei, Evanghelia are acest efect de răscumpărare în toate sferele. În toate sferele unde Evanghelia este prezentă, este puternică și este trăită, ea răscumpără în sfera muncii. Am văzut în Geneza că munca până la urmă este un blestem. Cu sudoare, cu greutate vei trăi. Da? Și pământul ăsta nu vrea ca să ne dea ce noi vrem. Pentru că asta e blestemul care vine peste omul păcătos. Dar în Noul Testament vedem că însăși munca e răscumpărată. Și ni se poruncește să muncim cum am muncit pentru Domnul. Cum? Păi să muncim, să fim harnici, să fim onești și să ne bucurăm în munca noastră. Să ne bucurăm pentru că tot ceea ce facem este pentru Domnul. Toate sferele acestea care sunt degradate de păcat sunt restaurate de Evanghelie. Supunerea, autoritatea, guvernarea, toate acestea pot fi restaurate de Evanghelie. Biblia ne învață că orice autoritate are acest rol să modeleze autoritatea lui Dumnezeu față de noi. Fie că discutăm despre soț și soție, despre copii și părinți, despre congregație și prezbiteri sau despre cetățean și stat. Scopul este ca să modelăm această relație de autoritate și fiecare trebuie să-și cunoască bine rolul ca să modeleze în mod corect. Pavel ne învață în Romani, capitolul 13, în felul următor. Orice persoană, fără excepție, orice persoană trebuie să se supună autorităților. Pentru că nu există nicio autoritate care să nu fi fost instituită de Dumnezeu. Autoritățile care există au fost instituite de Dumnezeu. Prin urmare, ca și consecință, adică prin urmare, oricine se împotrivește autorității, se împotrivește rânduielile puse de Dumnezeu. Iar cei care se împotrivesc își vor primi condamnarea. Da? Din nou, Pavel ca și Hristos sublinează autoritatea civilă, chiar și cea păgână, ca și fiind legitimă. Pavel le scrie romanilor care trăiau sub autoritatea lui Nero, Nero fiind un împărat extrem de corupt, unul care căuta să omoare creștinii. Și Pavel spune, atenție, orice autoritate care există vine de la Dumnezeu. Niciun împărat nu stă pe tron o zi dacă Dumnezeu nu îl pune acolo. Punct. Niciun prim-ministru,
niciun președinte, nimeni. Deci atenție în raportarea voastră față de aceste autorități. Chiar dacă aceste autorități vor să vă omoare, voi tot aveți responsabilitatea să vă raportați corect. Corect, da? Ei dau legi care, de exemplu, caută să ne nimicească și noi plătim impozite. Asta zice Pavel. E ceva de necrezut. E ceva care iudeii nu puteau să conceapă. El ne învață că noi avem datoria să ne supunem acestui autorități. Pentru că ea este instituită de Dumnezeu. Și este sub controlul lui Dumnezeu. Petru scrie în 1 Petru 2, de la 13 la 14, în felul următor. Fiți supuși oricărei autorități omenești. Aproape că Pavel și cu Petru plagiază pe Domnul Iisus aici. Deci aproape că asta fac. De fapt, asta fac. Același Duh i-a condus pe ei care l-a condus pe Domnul Iisus. Și ei zic în felul următor. Nu faceți confuzie între viața spirituală și viața civică. Ele au interacțiuni, dar nu cum credeți voi. Nu cum ați vrea voi. Nu puteți ca să scăpați de autoritatea lui Cezar apelând la autoritatea lui Hristos. Ele merg cumva mână în mână, da? Fiți supuși oricărei autorități omenești. Pentru Domnul, fie împăratului ca înalt stăpânitor, fie guvernatorilor, ca unii trimiși de el să pedepsească pe răufăcători și să-i laude pe cei ce fac binele. Pe scurt, Biblia ne învață că cetățeanul creștin trebuie să fie supus autorităților civile, pentru că ele au fost instituite, rânduite și până la urmă sunt în controlul lui Dumnezeu. Pe de altă parte, autoritățile civile trebuie să aibă grijă de cetățenii lor. Trebuie să aibă grijă și să se comporte cu dreptate față de ei. Să pedepsească răufăcătorii și să-i laude pe cei ce fac binele. Acum, e drept că noi am fi fericiți numai să pedepsească răufăcătorii. Nu mai trebuie să ne și laude. Dar asta e ideea. Ideea e guvernul este instaurat și poate fi considerat bun atunci când condamnă răul și afirmă binele. Da? Asta este rolul lui. Întrebarea este ce face creștinul atunci când autoritățile civile falimentează în misiunea lor. Cum se întâmplă foarte des. Atunci când autoritățile civile falimentează în misiunea lor de a proteja binele și de a nimici rău. Sau chiar inversează lucrurile acestea. Nimicesc binele și protejează răul, cum se întâmplă deseori. Cei care legiferează răul. Ce face creștinul, cetățeanul creștin, în aceste ipostaze? Creștinul este supus față de autoritățile civile, chiar dacă autoritățile civile falimentează în misiunea lor. Repet, creștinul este supus și datorează supunere față de autoritățile civile chiar atunci când ele falimentează în mandatul lor de la Dumnezeu. Până când? Până când? Care-i punctul în care se rupe firul? Până în punctul în care autoritățile civile ne cer ceva contrar unei porunci a lui Dumnezeu. Până ne cer ca să încălcăm noi poruncile lui Dumnezeu. Atenție! Mare distinție aici. Nu până când ele fac ceva contrar poruncilor lui Dumnezeu. Nu până atunci. Până când ne cer nouă ceva împotriva poruncii lui Dumnezeu. Problema de multe ori e că noi credem că autoritățile civile ar trebui ca să citească Biblia și să acționeze după Biblie. Și așa ar fi bine. Și dacă nu fac asta, dacă sunt împotriva moralității noastre, noi avem dreptul ca să facem revoluție. Dreptul acesta nu există în Biblie. Dreptul ca să facem revoluție este când ne impun nouă să călcăm legea lui Dumnezeu. Nu când o calcă ei, că ei o calcă non-stop. Sunt oameni nenăscuți din nou, necunoscători de Dumnezeu. Tot ceea ce fac este din necredință. Și când vin și spun, frate Mihai, frate păstor,
prin lege îți impun să faci ceva împotriva cuvântului lui Dumnezeu. De exemplu, dacă mâine statul român, și apropo, eu am impresia că să faci tasfară pe teme din astea ușoare, că așa, cum m-a acuzat pe mine la un dat cineva, că eu le fac toate pas cu pas pe la dos. Zice, tu așa conduci în biserică, pas cu pas pe la dos le rezolvi pe toate. Nu știu ce înseamnă asta, dar îmi imaginez. Dar așa se întâmplă, pas cu pas pe la dos, cu toată sfara asta, se poartă dezbateri la televiziune despre, sora Cristina mi-a trimis într-o seară, despre căsătoria homosexuală, despre educația sexuală în școli. Despre... O să ne trezim în 5 ani de zile că societatea noastră a fost așa de radical schimbată în timp ce nimeni nu era atent. Până acolo, în care ei o să vină, de exemplu, la mine și o să zică, auzi, nu numai că noi am recunoscut că un bărbat și un bărbat se pot căsători. Asta e una. Și până la urmă, între ghilimele, e dreptul lor ca societate civilă să facă păcatul ăsta, să recunoască păcatul ăsta. Dumnezeu îi va trăzni pentru asta, dar dacă majoritatea votează, e dreptul lor civil. Înțelegeți? E o blasfemie la adresa lui Dumnezeu, e dreptul lor civil. Dar ei vin la mine și spun, uite, ne-am gândit noi că nu numai că vom legifera că lucrul ăsta e drept, care e strigător la cer, dar ai și tu o cotă de căsătorii din astea care trebuie ca să le faci. Știi? Sunt foarte mulți deja, vin foarte mulți și imigranți din ăștia la noi în țară acum și fiecare popă trebuie ca să-și ia cota lui. Și așa că, o dată de două ori pe lună îți trimitem și noi câte un cuplu și dacă vrei ca să trăiești în societatea noastră, atunci trebuie ca să-i căsătorești. Ei, aici pot face revoluție. Aici se pune întrebarea, vom asculta mai mult de Domnul sau de ei? Și am două opțiuni. Două opțiuni. Plec, părăsesc țara, da? Sau stau și mă lupt. Și risc pușcăria, ies în stradă, risc să fiu împușcat, orice ar fi, da? Dar eu nu pot să mă duc și să pun pistolul la cap la nimeni pentru că ei păcătuiesc. Da? Ați înțeles? Eu trebuie să-i tratez cu respect, eu trebuie să-mi plătesc taxele, eu trebuie ca să fiu supus autorității civile, chiar când autoritatea civilă nu este supusă lui Dumnezeu. Chiar când. Dar în momentul în care ei vin și impun această autoritate asupra mea, în sensul că ei vor ca eu să încalc poruncile lui Dumnezeu, atunci stop joc. Atunci stop joc. Asta e regulă. Da? Deci, până când ele fac ceva contrar poruncilor lui Dumnezeu, e de nedorit, dar până la urmă avem datoria să fim supuși. Dar când ele impun ca noi să facem ceva contrar voiei lui Dumnezeu, atunci jocul se sfârșește. Da? Punctul în care suntem îndreptățiți să respingem autoritatea civilă este atunci când autoritatea civilă ne impune ca noi să nu ascultăm de Dumnezeu. Și atenție și atunci, neascultarea noastră în momentele acelea, mă depinde, sunt grade, evident, este în punctul acela. Există foarte multă discuție în România și aud, păi bă, frate, dar ăștia sunt niște nemernici. Ar fi păcat să le dau eu toate contribuțiile care trebuie să le dau la bugetul statului. Ar fi păcat, frate, că ăștia oricum sunt niște hoți. Stai un pic. Nu poți justifica furtul tău, frauda ta cu faptul că ei nu sunt cum ar trebui ca să fie. Înțelegeți? Deci sunt multe proteste din astea civile, care în neamul românesc lumea și le-a însușit și chiar noi credem, chiar creștinii cred, că Dumnezeu binecuvântează cumva tâlhăriile astea noastre pentru că ei sunt tâlhari. Nu. Nu. Cel mai mare protest în România și neascultare civilă în România nu-i faptul că lumea a ieșit în stradă. E economia la negru. Asta e cel mai mare protest. E economia la negru. Oamenii își asumă dreptul să nu-și plătească taxele, accizele și așa mai departe pentru că nu-s de acord cu stat. Pentru că nu-s de acord cu stat. Și zic, eu sunt dreptățit. Pentru că statul nu-i bun, nu-i creștin, nu-i după etica și morala mea, eu pot ca să nedreptățesc statul și Dumnezeu cu siguranță mă va ierta. Cu siguranță mă va ierta. Nu așa lucră. Eu datorez supunerea mea și dacă nu mă supun, sunt în acele puncte în care ei îmi impun mie ca să încalc legea lui Dumnezeu. Da?
Asta e ideea. Altfel spus, dacă ei vin mâine să mă ducă la pușcărie, pentru că nu căsătoresc doi homosexuali, eu tot îmi virez banii pentru impozit. Ați înțeles? Eu tot îmi virez banii pentru impozit. În timp ce mă duc cu statul în tribunal și mă lupt pe dreptul ăsta al meu religios, ca eu să nu trebuiască să încalc poruncile lui Dumnezeu. Dar nu sunt în momentul acela gata, acum pot să fac orice. Pot să încalc orice lege pentru că ei mi-au încălcat dreptul acesta. Nu așa funcționează. Nu așa funcționează. Există cazuri și există societăți în care guvernul este așa de abuziv și așa de radical încât cetățenii trebuie să se întoarcă total împotriva guvernului. O de dreaptă revoluție total. Dar noi nu trăim acele vremuri. Noi nu trăim acele vremuri, să fie foarte clar. O ordonanță de urgență, cât de penibilă este ea, nu ne dă dreptul acesta. Și toată politica proastă care s-a făcut în țara aceasta de la Revoluție încoace, nu ne dă dreptul ca noi ca să nu ne îndeplinim datoriile civile care le avem, care până la urmă sunt date de la Dumnezeu. Nu ne dă dreptul acesta. Este doar atunci când autoritatea civilă ne impune ca noi să nu ascultăm de Dumnezeu. Rețineți, este sub autoritatea opresivă a lui Cezar când Hristos spune, dați cezarului ce este a cezarului. Dați-i taxa. Taxa prin care el își plătește soldații care vă asupresc. Plătiți-i ceea lui. Este în acest context. Nu în contextul României, nu în contextul Europei, da? În contextul unui dictator. În contextul unui împărat abuziv. Este în contextul acesta, în autoritatea abuzivă a lui Nero, când Pavel scrie capitolul 13. Nu unde era curtea de la Haga și Bruselul și curtea constituțională. Și totuși Pavel scrie și spune, toți oamenii trebuie să fie ascultătoare de autoritățile civile pentru că Dumnezeu le-a instalat. Trebuie înțeles contextul. În contextul nostru nu avem nicio scuză. În ziua de astăzi suferim. Suferim de la o ipocrizie creștină și de la o supradoză de înțelepciune omenească. Am adoptat gândirea politică, gândirea socială și am creat un sistem de gândire care poartă numele de creștin, de politică creștină, de ce vrei tu creștin, dar până la urmă este o mare ipocrizie. Să înțelegeți, nu sunt împotriva protestului când este legitim. Nu sunt împotriva a merge la vot sau orice altă acțiune civilă. Din contra, cetățeanul creștin trebuie să fie activ, informat, implicat în tot ceea ce înseamnă societatea civilă. Dacă trebuie mers la protest, mergem la protest. Dacă trebuie mers la vot, mergem la vot. Dacă trebuie scrise scrisori către guvern, scriem scrisori către guvern. Dar ce se petrece în zilele noastre este o mare capcană pentru creștini care s-a petrecut de multe ori până acum. Și anume, se numește, sau am numit-o eu, mântuirea politico-socială. Mântuirea politico-socială este o minciună cât se poate de mare. Că un guvern, că un partid, că o politică ar putea ca să rezolve problemele noastre în această lume și ar putea să rezolve problema esențială și anume problema păcatului. Toți suferim consecințele păcatului și societatea se uită cu speranțe de a fi mântuită de la aceste consecințe către un guvern. Și zic, măi, dar n-are cum ăsta, uite ce moca are și prim-ministrul ăsta, cum să mă mântui ăsta din toată suferința mea? Să fie cel mai frumos și cel mai apt și cel mai abil și cel mai versat. Numai Hristos te poate mântui din această suferință. Numai Hristos te poate salva de la consecințele păcatului. Dar și creștinul în ziua de astăzi a mușcat în această minciună că există o mântuire politico-socială aici și acum. Că dacă am putea cumva să influențăm guvernul, dacă am putea să-i punem pe ai noștri, dacă am putea să-i dăm pe ăștia jos, s-a rezolvat problema. Creștinul este tras în această capcană prin care abandonează de multe ori chemarea de a trăi sub autoritatea acestei lumi, de a fi supus, de a fi un bun cetățean, dar niciodată să nu uite că el nu este din această lume.
În mod ultim, nu suntem cetățeni români sau americani sau unguri. Suntem cetățeni ai cerului. Guvernatorul nostru suprem este Hristos. Regulile de joc le impune El. Legile le dă El. Și noi ascultăm de El. Și creștinul acesta care mușcă această minciună a mântuirii politico-socială, abandonează misiunea sa divină, abandonează misiunea sa de a evangeliza, abandonează mișcarea lui în această societate de a da adevărata mântuire oamenilor prin vestirea Evangheliei și începe și se preocupă cu a schimba această lume și a mântui această lume prin politică și acțiuni sociale. Există o ipocrizie fantastică la așa zis creștini care ies în stradă în protest față de nedreptate. Pentru că adevărul trist este că noi nu avem cum să fim parte din soluție cât timp suntem și noi cauza problemei. Noi nu avem cum să fim parte din soluție cât timp suntem și noi cauza problemei. Creștinul care protestează nedreptatea guvernului, dar este el însuși nedrept, este o aberație. Pentru pocăiții care ies în stradă, pentru baptiștii, pentru penticostali și așa mai departe, dacă nu v-ați plătit impozitele, dacă nu vă declarați întreg salariul și dacă nu plătiți toate contribuțiile, dacă ați luat șomaj, dar sunteți apt de lucru, dar stați acasă și nu faceți nimic, dacă luați pensii de boală, dar nu sunteți bolnavi, dacă lucrați la negru, dacă plătiți cash să nu plătiți TVA, dacă declarați sume mai mici la tranzacții imobiliare și așa mai departe, nu aveți dreptul să protestați nimic. Punct! Cât timp cultul baptist și cultul penticostal și alte culte evanghelice, ca procentaj au același număr de dosare penale ca și partidele, nu avem dreptul să protestăm nimic. Suntem parte din problemă, nu parte din soluție. N-avem ce să le oferim, pentru că am renunțat la Evanghelia noastră și la legile lui Dumnezeu și protestăm cu legile lor și cu Evanghelia lor. Asta e problema. Vrem schimbare, cine nu sare, nu știu cum. Ce schimbare? Poporul român este exact ca și conducătorii ei. Și așa zis, creștini sunt exact ca și poporul român. Nu se vede nicio diferență. Nu aveți niciun drept să protestați. Pentru că guvernul care pretindeți că îl cereți, un guvern de drept, un stat de drept, ar fi un stat care v-ar condamna aproape pe toți. Dacă ei de sus ar intra în pușcărie și s-ar aplica legea de drept, toți ar intra în pușcărie. Asta e problema. De aceea nu există soluție. Pentru că masa e parte din problemă. Ei sunt hoți, noi suntem hoți. Ce am rezolvat? Păi știi, dar am vrea să fie hoții noștri acolo. Și dacă ar fi hoții noștri, ea n-ar fura? Nu, am vrea să fim noi. Păi dar și noi suntem hoți, asta e problema. Dacă am fi noi, între ghilimele noi, care acum furăm puțin și ar mai avea oportunitatea să furăm mai mult, credeți că n-ar fura mai mult? Asta e problema. Cât timp noi suntem parte din problemă, n-avem cum să fim parte din soluție. Nu avem cum să oferim o alternativă. Nu putem să le arătăm cum arată o alternativă. Vă dau un exemplu foarte practic și nu că... Deci nu e o chestie de laudă. Fratele Andrei trebuia să se mute luni. Tot știți asta. Am stat de vorbă cu un domn și am negociat o chirie. Imobilul în care trebuia să se mute nu era finisat. Am fost cu acest domn, am discutat, am ajuns la o sumă. Și am zis că în momentul în care se apropie lucrările, vom sta și vom face un contract și îi vom da banii și Andrei se va muta. Când a venit momentul ca să se întâmple toate acestea, omul a refuzat să mai ne dea apartamentul, ca tare Andrei nu se mută luni, se mută săptămâna viitoare, pentru că el nu-i de acord ca să se facă un contract. Pentru că un contract înseamnă, în cuvintele lui, știi, să sfârșește cu amenzi, cu din astea, adică cu taxe, cu impozite.
și ca să ne comunice telefonic că el a crezut că suntem oameni de cuvânt și oameni de încredere, care n-au nevoie de acte. Dar oamenii ăștia ies în stradă. Și zic, nu vrem furt, vrem nu știu ce, nu vrem corupție, vrem altceva. Asta s-a întâmplat că e nepocăit. O, dar câți îți pocăiți? O, dar câți îți pocăiți? Cei mai mari mafioți fiscali în orașul ăsta îți pocăiți? Să fie foarte clar. Vă spun eu, îi știu, stau la masă, la ceai, cu vame și cu tâlhari, ca Domnul Iisus, nu ca aș fi eu Domnul Iisus. Vrând nevrând te bați de ei, n-ai ce faci. Îți zic, pace frate și îți vine să te speli pe mâini. Dar noi vrem să dăm soluții pentru societatea noastră. Noi vrem să le spunem cum Hristos le poate oferi o viață mai bună. Și cum dacă noi am fi la conducere, ce minunat ar fi în țară. Cât timp suntem parte din problemă, nu avem cum să fim parte din soluție. Către acest creștin, ce pot să vă spun? Decât nu doar că sunteți o rușine ca și cetățeni și ca și români, dar sunteți o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Renunțați la unul dintre titluri. Ori la român, ori la creștin, nu știu, ori plecați din țară, ori nu vă mai spuneți creștini. Dar nu ieșiți în stradă și spuneți că o faceți pentru convingerile voastre creștine, că nu mai suportați nedreptate în țară. Este o aberație. Este o minciună așa de subțire. Există o variantă. Există o variantă pentru cetățeanul creștin, și anume o ascultare, o supunere radicală și vestirea adevăratei Evangheliei. În Scriptură vedem că atunci când este vorba de autoritate și de supunere, și intervin probleme a unei autorități nedrepte sau unei autorități necreștine, cel în postura de supunere îi se cere o ascultare radicală. O ascultare radicală, da? O ascultare care transcende motivațiile omenești și care este împuternicită și este posibilă doar acolo unde lucrează Duhul lui Dumnezeu. 1 Petru 2, de la 18 la 20, vedem un asemenea caz. Sclavilor, zice Petru, fiți supuși stăpânilor cu toată frica. Și acum atenție, nu numai celor buni și blânzi, la ăștia e ușor. Dacă ai un șef bun, știi, dacă ai un șef care te duci la el și zici, șefule, uite, știu că mi-am luat acum 2 săptămâni de concediu sau 3 săptămâni, dar mai vreau încă 3 săptămâni. Șeful zice, sigur, șefule, știu că mi-ai dat acum mărire de salar și știu că nu mai meriți următoarea, dar vreau să-mi cumpăr un apartament și șeful zice, sigur. Știi, șefule, știu că trebuie să fiu aici la 8, dacă vin la 8:30. Șeful zice, sigur. Și zice, mă, eu sunt așa de supus la lucru, tot ceea ce zice șeful eu ascult. Păi asta e ușor. Și mai ales când zici așa, și când te refuză, îți spune așa și îți cer el iertare. Oh, ai întârziat la servici, auzi, îmi cer scuze că trebuie să-ți spun. Da, șefule, nu o să mai întârzi. Păi e ușor să fii supus unui asemenea șef. Da? Și Petru vine și spune, nu numai. Nu numai celor buni și blânzi, ci și celor aspri. Pentru că este o virtute dacă datorită conștiinței față de Dumnezeu, cineva îndură întristare, și acum atenție, suferind pe nedrept. Pe nedrept. Da? Gen, nu mi-am luat concediu de 4 ani. Și legea îmi spune că am voie. Și șeful îmi spune că nu mi-l dă. Și eu zic, ok, bun, vin și muncesc. Și vin și o fac voios. Da? Pe nedrept. Pe nedrept, da? Dar din cauza că tu, conștiința ta este legată de Dumnezeu, că tu ești mai conștient de faptul că vrei ca să-L glorifici pe Dumnezeu, tu te supui față acestei autorități nedrepte. Căci ce onoare este să îndurați dacă ați păcătuit și sunteți loviți. Dar dacă îndurați atunci când ați făcut binele și astfel suferiți, aceasta este o virtute înaintea lui Dumnezeu. Da? Traducere foarte simplă. Dacă suferi că ai făcut o prostie, nu te plânge. Dacă suferi și ești nevinovat, ieși în stradă. Dar noi suferim că de 25 de ani facem prostii. Da? Nu votăm, votăm prost, furăm, mințim, evaziune, crime,
De ce se discută grațierea? Dincolo de faptul că poate au ei interese. Nu-s chiar așa de pus la punct. Pentru că pușcăriile sunt pline. De ce sunt pușcăriile pline? Că nu sunt infractori la noi în țară? Deci dacă poporul nostru suferă pe drept, pentru că suntem pedepsiți pentru faptele noastre, să ne luăm bătaia și să ne pocăim. Dar dacă suferim pe nedrept, adică dacă suntem cei mai buni cetățeni, creștini, toată România își plătește impozitele. Toată lumea își declară veniturile. Te duci la vamă și îi spui tu, vezi că am ceva aici care trebuie vămuit. Și atunci ești nedreptățit, ești în stradă. Dar cât timp toți suntem hoți și suferim până la urmă consecințele. Astea sunt consecințele. Hoții sunt conduși de hoți. Tâlharii au ca și guvernatori tâlhari, da? Să tăcem din gură. Să tăcem din gură. Poporul român nu are nici un drept la protest. Are dreptul la pocăință. Ați observat principiul care ne învață Petru. Ascultarea, doar atunci când este comod și plăcut, nu este mare lucru. Este total firesc. Total firesc. Dar ascultarea atunci când doare, când este greu, când merge împotriva firii, este ceva duhovnicesc. Și acest principiu îl vedem peste tot în Scriptură. În toate relațiile de autoritate și supunere. În toate. Copii, părinți, soț, soție, soție, soț, biserică, presbiter și așa mai departe. Da? Peste tot ni se cere o ascultare radicală, o supunere care transcende ceea ce-i firesc. Ceea ce-i firesc, da? Soția credincioasă față de soțul necredincios. Te supui. Mai există, evident, limite, la fel cum există între stat și cetățeani. Nu poate să pretindă orice. Evident. Dar există o supunere radicală. Există o supunere radicală. A cărui motivație pentru creștin, acestei supuneri radicale, este glorificarea lui Dumnezeu și vestirea Evangheliei. Soția se supune față de bărbat pentru că zice Scriptura, nu știi tu, femeie, cum poate că el va fi mântuit prin felul în care tu trăiești, în casa ta. Așa că supune-te radical. Nu că ești mai bună ca altele, ci pentru că îți pasă de proslăvirea lui Dumnezeu și de vestirea Evangheliei în casa ta. Asta e motivația. Asta e motivația creștinului să fie corect în societate. Nu pentru că e mai fraier ca altul. Vine la un moment dat cineva la firmă care se ocupă cu tot felul de hârtii și astea la instituții de stat și a început teoria. N-ai cum să nu driblezi un pic. N-ai cum să nu fentezi un pic la noi în țară. Nu merge dacă nu. Motivația să nu driblezi un pic cum fac toți restul. Nu poate fi că n-ai nevoie de bani. Sau că nu ți-ar prinde bine încă un concediu. Singura motivație care poate duce pe un creștin să fie corect în ipostazele acelea e dorința de a-L glorifica pe Dumnezeu și de a vesti Evanghelia ca oamenii să fie mântuiți în jurul Lui. Altfel vei fi ca restul, vom fi ca restul. Supunerea radicală este întotdeauna ancorată în dorința creștinului de a glorifica pe Dumnezeu și de a vesti Evanghelia. Pentru că lumea aceasta și societatea aceasta și poporul românesc are o singură speranță adevărată și anume Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Singura speranță. Mai important decât ați exprima preferințele politice, care sunt și ele importante. Și ai dreptul, da? Ești de dreapta, e ok. Ești de stânga, e ok. Ești undeva la mijloc, e ok. Și e ok până la urmă să-ți exprimi preferințele acestea prin vot, prin Facebook, prin ceea ce vrei tu. E dreptul tău într-o societate liberă. Dar mai important decât aceste expuneri este a vesti Evanghelia și a trăi în așa fel încât Dumnezeul nostru să fie glorificat. Prin tot ceea ce spunem, prin tot ceea ce facem, creștinul este chemat să fie un bun cetățean. Să dea cezarului ce este a cezarului, și asta în societatea noastră implică a merge la vot, da? Îi datorăm statului implicarea noastră, votul nostru, opinia noastră și așa mai departe.
implică a plăti taxe, impozite, contribuții, toate astea. Le datorăm statului în care trăim. Dar, în primul rând, este chemat să fie un bun creștin. Și anume să-i dăm lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Toată onoarea, toată cinstea, toată ascultarea noastră, toată adorarea noastră și tot efortul ca să vestim slava lui Dumnezeu și Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos Mântuitoare prin tot ceea ce face, inclusiv prin viața noastră civică, inclusiv prin deciziile noastre politice. Până la urmă și la vot, că se discută foarte mult, știi, eu n-aș spune niciodată în viața mea bisericii mele cu cine să votez. Nu-i treaba păstorului să facă așa ceva. Treaba păstorului să învețe cuvântul lui Dumnezeu, să educe poporul în așa fel încât să ia decizii care îl glorifică pe Dumnezeu. Și e foarte posibil ca într-o biserică să fie oameni care să fie de nuanțe politice diferite și să aibă încredințări diferite. Și să vină păstorul și să facă politică non-stop și să spună PSD rău sau prost sau așa, nu-i treaba păstorului. Nu-i treaba păstorului să facă comentarii la adresa lui Cezar. Treaba păstorului e să predice Evanghelia. Și Evanghelia produce oameni transformați care vor fi cetățeni buni. Asta e treaba păstorului. Dar păstorii nu-și fac treaba, preoții nu-și fac treaba, poptii nu-și fac treaba. Ca atare avem niște oameni needucați civic. Biserica-i devin în primul rând. Familiile-ți devin în primul rând. Da? Nu guvernul. Guvernul nu are rolul în primul rând de a-și educa cetățenii. Cetățenii au rolul de a-și educa guvernul. Dar pentru că noi nu suntem educați, inclusiv creștinii, pentru că se face mai multă politică și știri curente decât Evanghelie, n-avem cum să fim buni cetățeni. Pentru că nu poți fi un bun cetățean dacă nu ești un bun creștin. Nu poți, e imposibil. La fel cum nu poți fi un tată bun, adică la apogeul bunității, la standardul lui Dumnezeu, fără Dumnezeu. Nu poți fi o soție bună, fără Dumnezeu. La fel nu poți fi un cetățean la maxim de bun, fără Hristos. E imposibil. Și ceea ce se întâmplă în societatea noastră, ceea ce se întâmplă pe stradă acum și în guvern, este rezultatul unei societăți fără Dumnezeu. Asta se întâmplă. Să nu credeți că cei care sunt în stradă contra sunt mai cu Dumnezeu. Sau că dacă ar ajunge ei la putere dintr-o dată, nici vorbă. Tot aici am ajunge în câțiva ani. Asta este rezultatul unei societăți și unei biserici, până la urmă, care nu este preocupată de slava lui Dumnezeu și de vestirea Evangheliei. Ce-i de făcut? În concluzie. Ce-i de făcut? Câteva sfaturi foarte scurte și cu asta vreau să concluzionez. În primul rând, trebuie să ne rugăm. Trebuie să ne rugăm. Creștinul care petrece mai mult timp în stradă la protest decât în rugăciune pentru guvern, nu înțeleg. Dacă tu crezi că să stai în sus cu plancarda poate face mai mult decât să stai să te rogi înaintea lui Dumnezeu, nu știu ce Dumnezeu ai. Nu cred. Adică tu crezi că tu ai mai mult impact peste guvernarea societății prin cine nu sare, nu-i pasă sau nu știu cum îi vine, da? Decât dacă te rogi Dumnezeului suveran care îl poate dărâma toate guvernele într-o clipă. Ceva nu e ok. Apostolul Pavel spune în 2 Timotei, capitolul 2, în felul următor: înainte de toate, te îndemn să faci cereri, rugăciuni, mijlociri și mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt în poziții înalte, ca să putem duce o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și demnitatea. Și acum să vedeți motivația apostolului Pavel. Textul ăsta de multe ori se folosește la dispute, știi, calviniste arminiene. Dar atenție la ceea ce spune textul pentru moment. Da? Pavel zice: fiți preocupați să vă rugați pentru toți oamenii din societatea voastră, mai ales pentru cei care sunt în poziții de conducere. Da? Și spune în felul următor: acest lucru este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoașterea adevărului. Ați observat motivația lui Pavel către Timotei? Rugați-vă pentru cei care conduc cetatea, pentru că este bun și plăcut înaintea lui Dumnezeu, ca să existe un mediu în care se poate vesti Evanghelia, în care biserica poate să crească, în care biserica poate să îndeplinească misiunea, pentru că Dumnezeu vrea să vadă oameni mântuiți.
Și noi ne rugăm câteodată pentru ei, dar ne rugăm pentru că ce fain ar fi dacă s-ar scoate taxa auto. Ai, ce bine mi-ar place dacă s-ar reduce impozitul pe venit. Da? Căutăm prosperitate, căutăm așa, dar nu ne gândim vreodată că ce e mai important este ca România să fie o societate în care lucrurile să fie guvernate în așa fel încât biserica să-și facă misiunea de a merge și de a face ucenici. De aceea mă rog pentru Dragnea. Doamne, ori pocăiește-l, ori. Da? Mă rog pentru Grindianu, mă rog pentru altul, mă rog. De ce? Pentru că posibilitatea mea de a face misiunea care o fac în România depinde de guvernul României. Nici nu mă interesează cât e PIB-ul. Nici nu mă interesează cât e inflația. Bun, în alte sfere economice mă interesează un pic, că nu sunt chiar total detașat de ele, dar nu mă interesează. Dacă PIB-ul scade, dar posibilitatea bisericii de a evangheliza crește în țara asta, vreau scaderea PIB-ului. Dacă inflația crește, dar Evanghelia este răspândită, vreau creșterea inflației. Dacă dobânzile la bănci cresc și intrăm în faliment imobiliar, dar lumea se pocăiește, vreau faliment imobiliar. Ați înțeles? Dar noi ne rugăm, Doamne, vrem ca să pot să-mi cumpăr un apartament pe prima casă, așa că dă fonduri la... Rugați-vă pentru acești oameni, pentru că acest lucru este bun și bine primit în fața lui Dumnezeu, care ne-a mântuit pe noi și noi suntem chemați să fim instrumente prin care El să mântuie pe alții în societatea noastră. R.C. Sproul zicea că în condițiile în care ne aflăm, politic vorbind, nu mai putem ca să pretindem că vrem oameni la conducere care să guverneze după voia lui Dumnezeu. În maxim putem ca să vrem oameni care vor guverna în așa fel încât să asigure o societate, un pământ fertil, o pace și o liniște în care biserica să se poată desfășura. Ideea aceasta că votăm pe cel care e cel mai pocăit sau cel mai aproape de creștinism este o aberație. Nu mai există asemenea oameni și asemenea politicieni. Poate acum 100 de ani, acum 200 de ani, pe undeva existau, da? Sau acum sute de ani, pe vremea reformei, când au ieșit reformatorii și erau și în putere civică la un moment dat. Poate că existau. Dar astăzi putem vota și susține doar oameni care pot asigura mediul în care biserica să sporească cel mai mult. Atât putem ca să facem. Că în rest toți sunt niște necurați. Să fie foarte clar. 2. Fiți buni cetățeni. Fiți buni cetățeni. Fiind buni creștini, fiți buni cetățeni. Da? În tot ce implică obligațiile voastre față de autoritățile civile. Taxe, impozite, amenzi, așa mai departe. Tot ceea ce implică datoriile noastre față de statul român, avem datoria înaintea lui Dumnezeu să fim buni cetățeni. A, frate, acum chiar o să se schimbe guvernarea țării dacă eu sunt corect? Nu știu, depinde. Crezi pe Dumnezeu sau nu crezi pe Dumnezeu? Crezi că Dumnezeu, de dragul copiilor săi și pentru neprihănirea lor și dorința lor de sfințenie, ar putea transforma guvernarea unei țări? Dacă nu crezi, atunci fii hoț. Oricum nu crezi în Dumnezeu. Fii bun cetățean. În toate responsabilitățile și în toate drepturile care le ai în societatea civilă. Dreptul de a vota. Dreptul de a candida. Nu este nimic păcătos în asta. Ca să fie oameni în viața civică pocăiți. Primar, viceprimar și așa mai departe. E strigător la cer când nu-s mai pocăit când ajung acolo. Și dovedeți că n-au fost niciodată. Dar a fi un primar pocăit, de exemplu, este ceva care aduce slavă lui Dumnezeu. A fi un primar care nu ia mită, ar fi ceva fantastic. Aș vrea să-l întâlnesc. Da? În România. Aș vrea să-l întâlnesc un asemenea om. În tot ceea. Și când a protestat dacă e nevoie. Și n-a protestat dacă e nevoie. În toate drepturile tale, fii un bun cetățean. În educația copiilor, în educația familiei și așa mai departe. Da? A fi un bun cetățean implică inclusiv asta. 3. Evanghelizați. Nu uitați care este de fapt chemarea noastră supremă și care este cetățenia noastră adevărată, și anume a cerului. Nu credeți minciuna că guvernul ne poate mântui, că guvernul ne poate salva. Nu înghițiți minciuna aceasta.
Timpul nostru, majoritatea timpului nostru, trebuie petrecut în evangelizare și nu în protest politic. Trebuie petrecut în a face ucenici și nu a face pesediști sau peneliști. Ucenicii lui Hristos, nu unii care urmează un partid sau un guvern. Majoritatea timpului nostru trebuie în aceste aspecte. Da? Nu stai 10 ore în stradă, dar nici 5 minute vorbind despre Hristos. Nu există. 10 ore în stradă, 0 ore în rugăciune. 10 ore în stradă, 0 ore în pregătire la studiu biblic. Nu există. Un cetățean creștin așa nu există. Există cetățeni laici, dar cetățeni creștini nu există. Prioritatea noastră numărul 1 este să propovăduim Evanghelia și să trăim vieți, inclusiv civic vorbind, care glorifică Dumnezeul în care pretindem că credem. Și 4. Credeți. Credeți că Hristos este victorios. Credeți că El a biruit. Credeți că istoria este scrisă de El. Credeți că finalul este sigur. Credeți că nu guvernele dictează ce se întâmplă până la urmă, ci El este Cel care cărmuiește istoria. Credeți că El, dacă a zis că își zidește biserica, o zidește în orice climat politic. Credeți lucrurile acestea. Credeți că toate lucrurile lucrează spre binele aleșilor lui Dumnezeu? Toate! Orice guvern, orice partid, orice dictator care ajunge la putere, până la urmă lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și stați liniștiți. Stați liniștiți, Dumnezeu este în control. A fi un bun cetățean necesită mai întâi a fi bun creștin. Așa că, fraților, doresc ca să fim buni cetățeni. Dar doresc mai mult să fim copii al lui Dumnezeu. Amin.